întrebare pentru Biserica Pentecostală Speranța. Fraților, ținând cont că o să slujim și la voi în biserică, nu credeți că ați vrea să vă schimbați corul? De la corul 1 să treceți la 2? O întrebare. Biserica creștină după Evanghelie Prelipca. Nu credeți că din bunăvoie și nesilis din dimineață vrea să schimbați și treceți la corul 2? Cred că a fost ceva, nu știu ce. Corul Bisericii Betel Burdujeni, vă rog să vă mutați la corul numărul 1. Vă roagă dirijorul vostru. Corul Bisericii Creștinii după Evanghelie Betel Burdujeni, vă rog să vă mutați la corul numărul 2. Vă rog eu ca dirijor. Mulțumesc. Ca și dirijor al vostru. Mulțumesc. Corul Bisericii Creștine după Evanghelie numărul 4 Iași, ca fost dirijor al vostru, vă rog să poftiți și voi la corul 1. Corul Bisericii Creștine Baptiste Dorohoi, ca dirijor al vostru, vă rog să poftiți la corul 2.
La cererea fraților baptiști de la Dorohoi, roagă și creștinii după Evanghelie să vină cu ei. Tot de la Dorohoi. Surorilor, care faceți parte din corul numărul 1, ieșiți toate de sub balcon, pentru că de aici trebuie să veniți sus, în balcon, dirijorul. Deci o să trebuiască inclusiv aici să veniți. Poftiți, ocupați locuri inclusiv aici. Dirijorul va dirija din balcon. Dați-vă rog drumul și la microfonul celălalt. Dați-vă rog drumul și la microfonul celălalt. Sopran 1, sopran 2, păstrați-vă separate. Și corul de sus, vă rog, sopran 1, sopran 2, mai la mijloc. Frații de la tenor și bas din balcon, dacă cumva surorile n-au reușit să-și găsească loc mai în față, poate sunteți voi așa, vedeți și voi cine prindeți, adică oricum când cântăm pe picioare, cântăm toți. Și surori, este un anunț care ne-a scăpat până acum. Vreau în primul rând să spunem din partea fundației un mare, mare mulțumim
pentru colectă, pentru sprijinul față de lucrare, toată colecta intră la fundație pentru tot ce înseamnă cheltuielile de lucrare, chirie, salarii și fond ca să putem tipări partituri și lucra mai departe. Deci mulțumim pentru felul în care simțiți cu noi și ne sprijiniți în aceasta. Banii aceștia nu intră în buzunarul nimănui, ci intră pentru lucrare. În al doilea rând, dacă doriți să direcționați 2% din impozitul pe venit spre fundație, ne-am bucurat foarte mult și de sprijinul acesta, sunt formulare 230 pe masa de cărți, dacă doriți să faceți lucrul acesta. Acum, care cor dirigez eu? Cel din balcon. E corul 2, așa-i? Așa, bine! Eu zic la fel. Mulțumesc Domnului! Vă rog pe toți să deschideți, iubilate, la O Doamne așterne slava Ta. Mai întâi o vom trece împreună, pentru că încă n-am buchisit-o. Tenor, doar tenorul. Aici avem tenorul, da? Basul? Da. Ăla, aia la altă dreapta. Am omis un lucru. Cei care acompaniază sunt următorii. La corul 1 acompaniază David Croitor și elevii lui, plus fratele Cristi Ghiurău. Da? La corul 2 acompaniază Edi Grigoriciuc, Naomi Moisuc, Robert Haivac și cred că mai am să revin în pianist. Tu ești la David. Da, tu ești la David. Ok, bun. Cristi, vii la corul celălalt cu elevul tău, ca să ai bloc și David cu elevii lui să exerseze. Bine? Da? Deci tu ai să fii la corul, nu, la corul 2. Da? Deci împreună cu... Mulțumesc. Tenorul, aici înțeleg că sunteți, da? Tenorii, sunteți acolo? Bun. Haideți să trecem. Tenorul? Thank you.
N-ați găsit locul? În primul rând. Și în primul rând, la sfârșit, ultima măsură, poftiți. Și iată și rugați-vă.
acolo unul. Aștept ochii voștri. Sunt frații acolo în spate care nu mă văd. Eu să stau pe un scaun.
și destabilizant. Binișor pentru o primă trecere împreună. Vă rog să luați de la 65, tu ești blând. Să vă rog pe cei de la balcon să încercați să nu cântați, dar să fiți foarte atenți și dumneavoastră, și noi când cântați dumneavoastră, să urmărim. Asta și pentru că deja avem multe ore de repetiție și dacă o să cântați și dumneavoastră totul, nu avem noi ideea reală despre ce se întâmplă aici și invers. Și cred că avem nevoie să și urmărim, dar să nu stați într-o pasivitate. Yeah.
încercați, vă rog, să rostiți mult mai mult cuvintele, da? Toată zona aceea de mijloc e mult, mult prea moale. Haideți să, măcar începutul, să-l faceți acolo unde ar cam trebui să fie. Despre ce vorbim? Despre ce-i cântarea? Despre numele Lui Dumnezeu. Și nu trebuie să aibă nimic slab acolo. Nimic, nimic, nimic. Lumina slavei, da? Trebuie să fie energia aceea. Vă rog frumos, exact de unde ne-am oprit. Doi. Tu ești lumina slavei. Tu. Tu ești lumina slavei, făuritorul vieții, ești iubitor a tot ce-ai creat. Tu, creatorul mare, izbăvitor ești, Doamne, singurul regăre. Dacă nu reușim să rostim foarte repede consoanele înaintea vocalei, suntem pierduți, da? În general suntem pierduți dacă n-am putut să spunem consoana înainte de vocală. Dar aici trebuie energie de la început până la sfârșit. Mulțumesc foarte frumos! Înțelepciunea din vecii. Frați și surori, când sunteți pregătiți și aveți partitura deschisă, vă rog să vă uitați la mine. Când văd fețele voastre așa, o să știu că sunteți pregătiți. Și în momentul în care vă ridicați, v-aș ruga să nu vă întoarceți la dreapta, la stânga, în spatele vostru. Vă ridicați cu fața încoace, sunteți gata deja. Bun? Nu știu, sunt haine, sunt alte lucruri care, pe care trebuie să aveți grijă acolo lângă voi. Cum va încercați să rezolvați asta în așa încât să vă ridicați cu fața încoace și gata. Bun? Bărbaților, aici sunteți voi.
fraților, primul sunet trebuie cântat de toți. Și surori, mai ales surori, vă puteți așeza fără? Poate frații au fi mișcat băncile în timp ce cântat, dar mă îndoiesc. Vă dați seama că e mult mai multă liniște și ordine dacă... Pur și simplu. Thank you.
Vă rog, frați, să vă imaginați toți că aveți niște bărbi imense și vă luați de barbă și... Altfel, sunetul e subțire și neprezent. Înțelepciunea din vecii. Înțelepciunea din vecii. Imaginați-vă o ființă care nu poate să gândească nimic rău și care absolut orice își imaginează se întâmplă. Ea ființă. Nu își poate imagina nimic rău și orice își imaginează e bun, deci. Și ea ființă. Și înțelepciunea lui Dumnezeu în cântarea asta se materializează, se întâmplă în trei feluri. Le-ați observat care sunt? Prima strofă. Haideți. Am auzit niște șoapte. Creație. A doua, și mai tainică, și mai misterioasă, și mai greu de înțeles. În jertfa lui Iisus Hristos. Și a treia, în sfârșit, vine și pentru noi ceva subiectiv. Și surorilor, aveți acolo țesătură. Dumneavoastră începeți, necazurile îs țesute în the tapestry of grace. În țesătura harului, care e providența lui Dumnezeu pentru noi. Așa trebuie să ne gândim la cântarea asta. Da? Încep niște înțelepți să cânte despre înțelepciune a lui Dumnezeu și apoi e ca o poveste, dar e una adevărată. Slavă Domnului! Yeah.
după ce am înțeles revelația ta și cât de cât din crucea ta, da? Îi, Doamne, și eu vreau să fiu umplut de înțelepciunea aia și din toată inima. De înțelep. Trebuie să vibreze fiecare sunet, da? Bun, și pe aia te duci până la capăt. De înțelepciunea, de niciodată nu trebuie să fie ieftin. Niciodată. Întotdeauna e plin de putere și de pasiune. Nu-i tare în sensul că e tare. E plin. Una, două. De înțelepciunea. Stai liniștit. Când văd fețele voastre luminate, știu că sunteți gata.
o să facem sfârșitul și mai piano, mai la inimă vorbit. Thank you.
Iisus, vă rog și... Foarte simplu, da? Și dacă îndemnul înspre oameni care își pierd pe cei dragi, care suferă, care îi stai liniștit, vă dați seama că dacă noi suntem stresați și emoționați la culme, nu știu dacă reușește să treacă mesajul. Adică e o chestiune din asta, că noi încercăm să încurajăm pe alții, dar noi... Surorilor, haideți să reluăm strofa aceasta. Strofa a treia. Mai urmează... Încă două. Și în momentul ăsta în care spunem, stai liniștit când cei mai dragi se duc. Eram cu fratele Ken, cu fratele Richard, încercând să cântam cântarea asta la o prietenă foarte bună de-a noastră, de familie. Știam că nu mai are mult. Am reușit să cântăm numai primele două versuri. Și dacă noi cântăm cu tăria și cu atitudinea pe care în care am cântat primele două, trebuie să mergem acolo, când de fapt nu facem altceva, nici nu spunem cuvintele astea, numai stăm lângă cel care pierde pe cel drag. Sănătos, adânc. Băieți, și voi când intrați la stai liniștit, din plinătatea sa va răsplăti. Acolo permiteți-vă lărgimea și adâncimea pe care o creat o surorile la sopran și al, da? Nu veniți peste ce s-o creat acolo. Lăsați să fie aceeași atmosferă. Când vine însă momentul acesta, îi plin de nădejde. Îi plin de nădejde. Orice ochi îl va vedea. Da? Încă o dată asta, nu ne grăbi, intră în clape. Oh.
Și mai prin se poate? Fetele, puteți să audă căldură, aer, aici. Da? În special în partea aceea. Stai liniștit când piere ce vremelnic. Nu lăsați după ce a fost toată ambala, enormitatea asta de sunet să fie. Piere ce vremelnic, da? Bine. Mult, mult mai bine. Și fericiți. Două din ei. Teperi și fericiți. Ultimo. Aia nu a făcut-o Sibelius. Stai liniștit.
coroane mici, da? Înainte de a trece mai departe, sopran, în amândouă corurile, pagina 3. Prima voastră intervenție în strofa a doua. Stai liniștit. Parcă sunteți pierdute pe prima intrare și pe a doua e ok. Prima aș vrea să o lămurim. Alto, vă rog frumos, cântați strofa a doua. Stai liniștit. Sopran, uitați-vă la intrarea altistelor. Stai liniștit. Este miul vostru. Iar după aceea, că Dumnezeu fi sigur, din nou ele vin pe miul vostru și trebuie să preluați miul de la ele. Stai liniștit. Oricum, pianul tot zice mi, mi, mi la bas de multe ori. Știți în ce tonalitate sunteți? Aici e miul. Altul am să vă rog să începeți. Robert, dă-ne doar, sau cum te cheamă? Cum? Poftim alto. Stai. Stai liniștit, Dumnezeu fi sigur. Hello, sopran, nu vă aud. Cântă cineva. Stai, stai, sunteți 100 câte? Stai. Da. Optim, din nou, altistă încep. Fără pian, doar alto și ne oprim pe primul sunet al vostru, sopran. Poftiți alto. Stai liniștit, că Dumnezeu fi sigur. Nu s-a auzit până acolo că ne vom opri pe primul sunet al vostru. Nu știu ce să cred când sunt oameni care merg mai departe după ce am spus așa. Nu-mi dau seama. Primul sunet sopran. Da. Stai, fi sigur. Aici sunteți pe mi, sopran, poftim. Bine, mă, sopran. Ce zicea Ruben despre bărbi, se aplică și aici. Stai, stai liniștit. Nu trebuie mai mult, dar trebuie atâta viață și vibrație. Stai liniștit. Spuneți. Stai liniștit. E prea tare, dar vibrați mai mult, vă rog. Stai liniștit. Și a doua intervenție. Sopran 2, unde sunteți? Nu v-am auzit pe ultimul sunet. Si, sol, fa, mi. Da? A doua intervenție? Doar corul 2, aici vă aud foarte clar, poftim. Hello, sopran 2. Ar trebui între cele două stâlpi, toate. Știți? Da? Sper că sunteți multe acolo. Haideți! Stai liniștit. Așa. Deci, surorilor, trebuie piano, dar trebuie cu toată tăria. Da? E un glas de apropiere și de mângâiere, dar prezent. Nu, fără teamă.
Adică nu cu teamă. Bun? De dragul tău. Sunteți gata? Să tot respirăm. N-are nici un fel de sens. Nu acceptați așa ceva. Cântarea asta are multe locuri unde textul ne-ar cere mai multă atenție și un mic detaliu care să lege clar lucrurile. Dar, în general, vă rog, gândiți în fraze de câte patru măsuri și nu vă permiteți să respirați oriunde vă vine. Nu se aude
Învață-ne blândețea ta în privire, ta în privire. Neul nu se aude. Trebuie să faceți mai clar, să spuneți mai clar lucrul. Refrenul după strofa a doua. Învață-ne în trupul tău unitatea s-o păstrăm și învață-ne de dragul tău să nu ne mai certăm. Învață-ne blândețea ta-n privire să o purtăm și învață-ne de dragul tău din suflet să iertăm. Aduceți mesajul ăsta mai clar, mai dăruit, da? Nu sunteți doar voi acolo cu partitura voastră. Poftiți, refrenul 2, adică după a doua strofă. Singuri. Am nevoie de ochii toți, tuturor. Căutați cum se potrivesc cuvintele cu mâna. Acum ne adunăm, ultima oară sper. Haideți cu mine! De dragul Domnului, haideți.
vezi ritardandoul în a patra măsură? Acolo, te rog, plasează timpii 2 și 3 cu mine ca să pregătim bine intrarea. Până acolo e foarte frumos. Fraților, când intrați, de exemplu, cu Duhul tău, nu sunteți pe picior de egalitate cu surorile. Întotdeauna sună mai slab.
Aș vrea să ascultați asta. Nu știu, ați ajuns cumva mai puțini? Nu sunteți echilibrați? Nu-mi dau seama, va trebui să cântați mai plin, mai prezent. Da? Facem doar ultima pagină. Ultima, pe pagina 7, ultimele două sunete. Bas tenor, alto sopran, cântai su, cântai mai invocat. Bun? Bas tenor, alto sopran, cântai mai invocat, su. Lui prea sfânt. Naomi, când intri pe sfânt, fii cu mine, te rog. Nu fugi. Mă închin. Toți sunteți pe pa, poftiți. Mă închin. Este un puls. Încadați-vă. Mă închin. Să deschideți toți la numărul 73 în Iubilate. O să încep repede, căutați repede, vă rog frumos. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. Mare este Domnul, răspundeți voi, și foarte vrednic de laudă, și mărimea lui este nepătrunsă. Poftiți! Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea lui este nepătrunsă. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea lui este nepătrunsă. Domnul este bun față de toți. Și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea lui este nepătrunsă. Gura mea să vestească lauda Domnului. Orice făptură să binecuvânteze numele lui cel sfânt în veci de veci.
obosit, ar zicea Rădenia, așa -i? Foarte. Ați înțeles atmosfera? Abia acolo când începem să vorbim despre Dumnezeu, începe să cânte și chitara bas. Da? Direct de la bogat. Bogat, bogat. Bogat. Da, poftiți și... Bogat în har și cer, la mânie, geo fals. Și noi trebuie să mergem spre el. Chiar mii de ani și apoi în da? Vă rog frumos. De la Duhul meu, Duhul meu, da, băieți, da. În clasa 5-a.
Noi suntem frați. Am impresia că au plecat tenorii. Ah! Se mai găsesc! E nevoie de voi, fraților! Acest sfârșit, bas tenor, alto sopran, noi suntem frați, unu. Noi suntem frați trupul lui Hristos. Bine, acum, Chris este si bemol, am auzit un re, lui Hristos. Atenție, dacă e vecina ta, ajută-o. Încă o dată, bas tenor, alto sopran și vom continua cu pianul spre strofa a treia. Unu. Noi suntem frații Duhului Hristos. Thank you.
făcut acest frate mare pentru noi? Ne-a gătit un loc. Da? Nu găsit un loc. El n-a trebuit să-l caute, ci a făcut locul acesta, l-a pregătit pentru noi. Atenție să spunem gătit. Amin. Luați loc. Deci, acum este un vers aici care se pare că se potrivește foarte mult. Eu o să încerc să fiu alături de voi, că văd că majoritatea plângeți. Dar vă rog frumos să fiți și voi alături de mine, că eu sunt foarte bucuros. Da? Temelie pe veci. Știți că v-am rugat prima și ultima strofă la unison, așa. Edi, cântă amândouă pătrimile la stânga, nu doar una din ele. Thank you.
Dacă cumva Domnul vă sfătuiește în timpul nopții și l-aveți înaintea ochilor voștri, dacă este vreo cântare, un vers, ceva ce ți-a vorbit în mod specific în zilele acestea, să veniți pregătiți să spuneți ceva despre aceasta în serviciile de închinare de mâine. Dimineața m-aș bucura dacă câte unul sau mai mulți ați venit și mi-ați spune, aș vrea să împărtășesc ceva despre ce mi-a vorbit Domnul prin ceva de aici, din una din cântări, în timpul serviciilor de închinare. Iar rog frații dirijori din ambele corurile să ne întâlnim la terminare pentru câteva minute pentru pregătiri pentru ziua de mâine. Ruben? Cu Domnului la lucru, același lucru am vrut să vă rog și eu. Liderilor. Știți ce vă rog frumos? Cântarea asta e foarte specială și e foarte greu de înțeles pentru români, deși pare simplă, muzica ei. Și vă rog frumos să încercați să intați în fibra fiecărui sunet. Altfel poate deveni foarte mărșăluită. Eu m-am îndrăgostit de cântarea asta ascultând un aranjament a lui Diane Bishop, dacă nu mă înșel. Așa. Cântat de fratele Ken. Și când era acolo de Fiery Trials, încercare de foc, orga lua foc. Și erau peste tot flăcări. Și e foarte multă expresie, deci pare ta-ta-tam, 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 ta-ta-tam. Că așa-i. Dar nu e așa. Da? Deci gândiți-vă și la modul în care să curgă fiecare sunet. Da? Vă rog. Ceva din asta. I-am spus la fratele David să treacă la orgă, dar au zis că nu poate. Poftiți, direct și...
ce să cânte Celtic sau oricare altcineva, Liverpool, You'll Never Walk Alone, mai bine decât Dumnezeu care te ține? De ce? Nu se poate altfel. Deci gândiți-vă când cântați cântări care manifestă puterea lui Dumnezeu, nu o faceți cerându-vă scuze, ci cu toată inima. Amin? Asta vreau să aud, amin, am vrut să aud. Frați și surori, nu uitați, mâine dimineață alb negru. Luați-vă papuci comoz, mai ales la slujbele de seară, pentru că s-ar putea să prindem amândouă corurile, două slujbe pe picioare. Fiți pregătiți pentru asta și luați în calcul asta. Da? Aș vrea să mulțumesc Bisericii Maranata pentru găzduire. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc fratelui Dan Boingeanu, fratelui Ionuț Amateesei, păstorii bisericilor de aici. Mulțumesc sunetiștilor. Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să mulțumesc în numele celor care mai tot timpul, peste 100, au urmărit atelierul coral de acasă. Și vreau să mulțumim celor care s-au ocupat de video și de transmisii. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vreau să mulțumesc frațiilor și surorilor care, din punct de vedere administrativ, ne-au ajutat ca ceaiul, cafeaua, toate celelalte, să avem acces la ele și să le servim bine. Mulțumim! Mulțumim fraților care ne-au ajutat să parcăm bine. Mulțumim! Vreau să mulțumesc gazdelor care au cazat frați și surori care au venit din alte județe. Mulțumesc! Mulțumesc celor de la hotelul Bucovina și de la celălalt hotel care le-au dat un preț foarte bun fraților noștri ca să poată să fie prezenți la atelierul coral. Mulțumim! Mulțumesc lui Benone, lui Ovidiu, lui Helen că au adus creioane. Vreau să vă mulțumesc la toți pentru un lucru care s-a întâmplat în ani. La primul atelier coral și la al doilea, m-am simțit pe post de milițian. Tot timpul trebuia să vin la microfon și tot timpul trebuia să atrag atenția pe holuri prin toate celelalte. Suntem la al șaselea atelier coral și dacă mi-aduc bine aminte, cred că am făcut o singură observație sau două. Dar pentru liniște, ăsta e primul atelier când n-am făcut niciodată de la microfon observații vis-a-vis de liniște. Vă mulțumesc! Asta e semn că ne maturizăm. Asta e semn că ne maturizăm. Vreau să vă mulțumesc pentru punctualitate. Cred că la atelierul ăsta am reușit să fim cel mai punctual, deși drumul a fost foarte greu. Felicitări! Dacă învățăm românii punctualitatea, e o chestie. Mulțumesc că ați muncit, chiar dacă fața arată cum arată. Acum întreb și eu. Evreii spun așa, la anul la Ierusalim. Acum întreb și eu, fraților, la anul mai facem atelier coral sau nu? Arătați-o. Cei care îl vreți, arătați-o. Mulțumesc. Da, noi aici vorbim de Suceava. Da, mulțumim. Vreau să mulțumesc corurilor și coriștilor care ați participat. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și mulțumim bisericilor care v-au lăsat să vă implicați în proiectul ăsta. Sper ca Domnul să deschide și alte uși și să redeschide uși închise.
Fraților, am și eu un pianist în casă, am pe Naomi, și știu cât s-o pregătit pentru atelierul ăsta și sunt convins că asemenea ei au fost toți ceilalți pianiști. Îi rog să se ridice pe picioare. Toți. Pot să vă spun că au fost zeci și zeci de ore de muncă. Zeci și zeci de ore de muncă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și mulțumim Domnului, dacă observați, echipa se lărgește. Și încurajăm, dacă mai sunt alți pianiști, intrați pe blog și dați un semnal că vreți să primiți și voi partiturile să vă pregătiți. Și sunteți bineveniți. Bine? Dacă eu nu vă cunosc, cei care sunteți, dați un semn și primiți materialul. Mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să... Mie, sâmbăta trecută, mi-a decedat mașina. Și a făcut infarct și am avut nevoie de transplant. Și transplantul nu-i gata. Și vreau să mulțumesc fratelui Ionica Andronic că săptămâna asta mi-a dat mașina lui ca să pot să rezolv, că n-aveam măgăriță. Și îi mulțumesc lui Ionica Androne, chiar dacă el nu a fost aici. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc echipei Iubilate. Îi mulțumesc lui Ken, îi mulțumesc lui Ruben. Și vreau să-i mulțumesc lui Richard, Susan, Mariana și Anca. Noi nu i-am văzut aici, dar au fost aici. Munca lor și ce au făcut ei, au fost și ei prezenți cu noi. Ruben, Ken, Richard, Susan, Mariana și Anca, împreună. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc soției mele și copiilor mei care m-au ajutat și mulțumesc prietenilor care m-au ajutat. Cu cazare, cu îmbărbătare, cu... care m-au sprijinit și atunci când aveam nevoie de încurajare. Și eu am nevoie de încurajare. Mulțumesc! Fraților, dacă într-o zi Domnul o să spună vreunuia dintre noi că datorită unui atelier coral niște atitudini muzicale au fost schimbate și am început să cântăm cu o atitudine mai corectă, cred că scopul atelierilor corale a fost îndeplinit. Să dea Dumnezeu ca prin ceea ce facem aici Domnul să zică: așa îmi place cum cânți, așa vreau să-mi cânți și să-mi cânți tot timpul așa. Și la repetiții, și la slujire, și cât de bucuros ai fost să fii aici la repetiție, te rog să ai aceeași atitudine și la corul tău. N-aș vrea să ai o singură dată în an atitudinea care ai avut-o acum. Ce aș vrea ca atitudinea, îți doresc ca atitudinea de astăzi să o ai la fiecare repetiție. Îți doresc ca atitudinea care ai avut-o aici la atelier să o ai la tine acasă, să o ai la tine în biserică și să o ai tot anul. Să o ai tot anul. Aș vrea să încheiem cu rugăciune și îndemn pe sora Gabi Pușcașu și pe fratele Dan Onofrei să vină cu rugăciunea de mulțumire. Haideți. Thank you.
promis un lucru. Dimineața slujba începe la ora 9 cu biserica, dar slujba corului începe la ora 8 cu încălzirea vocilor. Și după amiaza slujba începe la ora 4, dar slujba coriștilor începe la ora 3 cu încălzirea vocilor. Așa ne-am obișnuit. Nu uitați asta. Dirijorii, vă rugăm să veniți aici ca să avem, să vorbim puțin. Ceilalți, vedeți să luați tot ceea ce este al vostru și să nu lăsați ceva pe aici. Mulțumesc că ați avut răbdare. Numai Domnul fie lăudat între noi. Amin.